Sunt Codrin Țapu, profesorul tău de psihologie, și astăzi vom discuta despre motivație și afectivitate. Ce este motivația? Este ansamblul forțelor interne care întrețin și orientează comportamentul. Se spune despre cineva că este motivat dacă este mânat din interior de dorința de a face ceva și nu trebuie împins de la spate, da? Deci motivația este acel stimul intern, stimul interior care ne împinge să acționăm și nu este vorba despre acea reacție la stimuli externi. Dar pentru a se realiza o conduită, așa cum am spus și în capitolul introductiv al cursului, este nevoie atât de motivație, de acest stimul intern, cât și de stimulul extern. Pentru că nu este suficient să avem motivație, ci trebuie să avem și posibilitatea de a acționa în exterior, stimuli externi care să ducă la declanșarea și finalizarea comportamentului respectiv. Și mai dădeam un exemplu. Când am vorbit despre comportament, puteți vedea videoul respectiv legat de obiectul psihologiei, da? Videoul introductiv al cursului. Când am vorbit despre comportament, spuneam că acesta poate fi declanșat doar de coexistența unui stimul extern și a unei motivații. De exemplu, câinele, spuneam atunci, nu mănâncă decât două condiții simultane, dacă este foame și dacă are ce mânca. Deci nu poți să mănânci decât dacă ți-e foame și dacă ai ce mânca. Dacă ți-e foame și n-ai ce mânca, nu poți mânca deoarece lipsește obiectul muncii, să zicem așa. Iar dacă ai ce mânca, dar nu ți-e foame, iar nu poți mânca, stai cu mâncarea în față, așa cum se întâmplă cu un câine care e sătul și îi mai dai o bucată de carne sau un os și el stă și se uită. O miroase, o întoarce de pe parte pe alta și apoi întoarce capul pentru că nu mai poate să mănânce. Da? Deci iar nu se declanșează comportamentul. Este nevoie să fie prezent atât motivația cât și stimul extern pentru un comportament. Nevoile sunt organizate de la simplu la complex, de la inferior la superior, de la născut la dobândit. Și vedem aici o piramidă a trebuințelor, da? Pe prima treaptă de bază sunt trebuințele fiziologice, apoi cele de securitate, de iubire, de apartenență, apoi cele de stimă și de autorealizare, de împlinirea sinelui. Da, scopurile spirituale, creative și așa mai departe. Motivele sunt forme superioare de motivație care ne stimulează către atingerea unui scop. Aspirațiile sunt dorințe de a ajunge la o anumită stare, iar convingerile sunt idei puternic susținute motivațional. Și aveți aici și o schemă care arată legătura între motivație și afectivitate și cum se realizează efectiv procesul motivațional afectiv. Deci, pornind de la cunoaștere, vedem că cunoașterea are un impact asupra motivației, da? Și duce la satisfacerea sau nesatisfacerea ei. Deci realitatea impactează pozitiv sau nu motivația și atunci în cazul în care sunt satisfăcute trebuințele de către realitate, de către ceea ce cunoaștem, apare o afectivitate pozitivă, stări afective pozitive, iar dacă nu sunt satisfăcute, apar stări afective negative. Idealurile sunt forțe motivaționale legate de o stare perfectă, imposibil de atins, dar de care încercăm totuși să ne apropiem cât mai mult. Cum se poate realiza motivarea elevilor în cadrul școlii? Se poate realiza prin stabilirea așa numitului optim motivațional, în sensul că trebuie întotdeauna ca dificultatea sarcinii să fie proporțională cu motivarea elevului. Dacă motivația este insuficientă în raport cu sarcina, apare submotivarea. Și elevul poate să spună, nu este nevoie să mă obosesc prea tare, mă descurc eu. Sau dacă motivația este prea puternică în raport cu sarcina, apare supramotivarea. Și atunci spunem, dacă nu reușesc, sunt pierdut, trebuie neapărat să reușesc, aș da orice pentru asta. Și în acest caz există un pericol, pentru că dacă suntem excesiv motivați în raport cu dificultatea sarcinii, putem să greșim în mod paradoxal și să nu putem realiza acea sarcină care aparent este simplă pentru noi. Ce este afectivitatea? Așa cum spuneam, este semnalizarea satisfacerii sau nesatisfacerii trebuințelor. Afectivitatea nu poate fi separată de motivație, de aceea le și discutăm împreună. Ați văzut în schema precedentă că în momentul în care sunt satisfăcute trebuințele, apare o stare afective pozitive, iar când ele sunt nesatisfăcute, apar stări afective negative. Deci afectivitatea este procesul de semnalizare prin stări pozitive sau negative a satisfacerii respectiv nesatisfacerii trebuințelor. Stările afective se împar și ele în primare, complexe și superioare. Primare, furia, spaima, râsul, prânsul, hohote.
complexe, buna sau proasta dispoziție, bucuria, tristețea și superioare sentimentele, dragostea și urea, de exemplu, pasiunile și, bineînțeles, aceste sentimente și pasiuni pot fi intelectuale, estetice sau morale, în funcție de obiectul lor. Intensitatea stărilor afective este mai mare în cazul emoțiilor și pasiunilor și slabă în cazul dispoziției afective. Durata pentru procesele afective elementare, durata este corespunzătoare factorilor care le-au determinat. Da, de exemplu, în cazul unei stări de emoție, avem acea emoție atâta timp cât desfășurăm o anumită activitate. Apoi, după când se termină activitatea respectivă, emoția dispare, pe când în cazul sentimentelor și pasiunilor, durata poate fi a întregii vieți. Polaritatea este caracterul stărilor emoționale de a fi pozitive sau negative. Stările pozitive servesc adaptării la realitate, iar cele negative duc la îndepărtarea factorului care contrazice persoana, da? Care ne, a piedicii, care ne stă în cale. Deci, practic, afectivitatea participă și la rezolvarea problemelor împreună cu gândirea. Da? Când avem o problemă, se pot genera stări afective negative care ne fac să ne ambiționăm și să surmontăm acea problemă. Și nu în ultimul rând avem de a face cu un caracter stimulator sau inhibitor al activității de către stările afective. Unele stări ne stimulează, sunt tonice, stenice, iar altele ne fac să abandonăm. Asta depinde foarte mult de la un individ la altul. Pe unii bucuria îi motivează mai mult decât tristețea, de exemplu, pe alții invers și așa mai departe. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare la o nouă lecție de psihologie.